Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Suntem din nou la Stupină, în activitatea aceasta de a mai lămuri câte ceva. Sigur, vreau să vă prezint ceva care nu cred că ați întâlnit. În efortul ăsta continuu de a rezolva, să am cele trei mărci într-o singură, în Biostup, sigur că apar fel de surprize, fel de situații. Iată aici o matcă care n-a putut ieși la împerechiere pentru că probabil a fost perioada aceea urâtă, cu ploi, cu nu știu ce, și ea nu iese, dacă nu iese și cu echipa de trântori. Adică nu discutăm. Și albina totuși, văzând că îi trece perioada și că interesul scade, a luat-o la ciufulit. Adică cum? Am făcut o ghem, a slăbit-o, crezând ea că din cauza asta nu iese. Da, a ajuns așa, cum vedeți, zdrelită, vai de steaua ei. Acum o privesc cu foarte multă grijă, nu știu ce să-i fac, o protejează, ce să-i mai facă? Nu mai are, ea nu mai poate ieși la împerechiere. Aripile sunt distruse complet, stau pe deasupra ei și încearcă să o protejeze. Am văzut adineauri cum o curățau, o piguleau, probabil încearcă să o hrănească, dar dacă cumva va începe să ouă nu sunt, adică fiind nefecundată, înseamnă că ouăle din nou vor ieși numai trântori. Deci așa arată. Așa, sigur că nu mai există nicio speranță. Care va fi soluția? Soluția va fi să băgăm o botcă, o îndepărtăm pe asta, că câtă vreme ea există, încă spune speranță albinanea. Deci ne uităm cum a ajuns, în ce situație. Foarte gravă. Foarte grea. Adică nu mai sunt speranțe ca ea să poată zbura. Da? Deci a fost o matcă tânără, dar n-a putut ieși la împerechiere. Deci când știm sigur că avem matcă? Când începe să ouă. Și atunci urmărim calitatea ei prin felul în care ouă. Deci e o muncă infernală. Infernală. M-am încăpățânat să cred că reușesc și se pare că am dus așa cât de cât lucruri la un anumit nivel. Vreau să vă arat și situația asta în care roile au fost mai de timpuriu și au pornit la treabă și m-am trezit că au fost nevoie să le pun caturi, dar pe față având trei, cum să pui cate? Era o problemă. Așadar, unde o fi acela care l-am văzut eu cu... mai în spate era. Am să mă uit prin față, că din față vedem mai bine cum am întors folia. Deci, despre ce este vorba? Aia e chiar aici. Deci, el era... Acesta a fost cu 3 nuclee, 3 roiuri de mai de timpuriu pornite, și eu am ajuns la nivelul acela în care cerea cat, urgent cat. Eu am discutat cu Biorel. Mai Biorel, pentru situațiile acestea, catul să-l dăm în două, adică să faci un canal de ghidaj și acolo să punem pe diafragma din interior, să continue diafragma ca să putem pune... Deci așa vom face în viitor. Deci sunt situații acestea când reușim să pornim roile de timpuriu și îl prinde culesul, nu mai stai să vezi ce faci, să muți, să nu știu ce. Ei dau drumul, ai pus catul și treaba merge foarte bine. Așa că eu ce am făcut? Folia care am avut-o, uitați-o, am îndoit o jumătate, pe o ramă jumate, așa se circule albina de jos în sus, la fel și pe partea asta, la fel, dragilor. Și în felul ăsta să-mi urce albina și să-mi pun în cat, dacă chiar este hotărâtă să facă acest lucru. Ei, să vedeți că a și făcut-o. Bănuiesc că și la asta. Am trecut de el foarte repede, l-am zis că e cu cap, nu am treabă cu el. Chiar așa a zis, tu ești cel care nu ridicești probleme la vizita care o fac acum. Așadar, acum de lucru avem la cei care încă matca nu s-a prins și vrem să completăm 3 într-unul. Deci să rezolvăm. Asta e situația, dragilor. Deci folii puse și deasupra. De ce? Că se realizează un optim în albina prin fundul Antivauroa. Mai ținem un pic, uitați, sertarul un pic nu închis de tot, ce așa. Lăsăm o fantă ca să circule aerul. Nu ne punem problema deloc. Că știu, scăldurile foarte mari și că avem probleme. Da? Deci uitați cum a urcat pe partea aceea. Deci a urcat albina de jos în sus. A și făcut treabă. Nu trag eu acum o ramă să vedem, dar apicultorii văd, știu, și voi vă dați seama când vedem așa, ramele sunt pline acestea care sunt populate cu albine și care au crescut așa pe margine. Da? Deci, iată, albina s-a dus până în marginea ei, pe postața ei. Cealaltă, deci 2, 4, 5 rame a lucrat aici. Cealaltă, pe partea cealaltă, iată, a pornit și ea, are numai 4 rame, a urcat albina pe toate 4, a pus în toate cele 4, deci este un pic mai, comparativ cu cealaltă, mai puțin performant, adică n-a avut același nivel de dezvoltare, ca să înțelegem bine. Și iată că am găsit soluția asta pe moment, pentru a da drumul celor care se blocau pur și simplu jos. Nu știam ce să le mai fac, când să le desfaci, când să nu. Și că dacă ai 3-4, așa, 5, faci toată treaba. Dar când ai un număr mare și proiectul acesta care mă chinuie, acela de a porni pe Biostup și mai ales cei de la care sunt la început acum, începătorii lor, să le pot oferi cei 3 biostupi, 3, spuneam 5 în primăvară, cu softul necesar și ei să poată ajunge la nivelul acela de primăvară, la un an de zile, din 5-15, le dăm și certificatul de apicultor. Deci, mi-aș dori ca această școală de apicultură pe care funcționează acum, la nivelul țării și nu numai. Biostupa a pătruns în toată Europa. Din ce știu de la Biorel. Biorel îmi spunea că e peste tot a ajuns. Chiar și în America au ajuns 2 exemplare. Deci putem oficializa, putem începe un proiect la nivel național cât de repede. Acesta poate fi dus și la Bruxelles, așa cum spuneam, cu implicații extraordinare asupra stării de sănătate a populației, a mediul, statele sunt depopulate, deci iată că ai acolo bucate de pământ. Am mai vorbit eu în primăvară cu Traian, nu mai reiau discuția aceea. Acum am vrut să vă arăt această situație și să vă spun că este multă treabă din partea celui care chiar dorește binele celor din jur. Deci eu sunt, așa cum mă vedeți și la matematică, frământat foarte tare să fac bine celor din jur, mai puțin sunt interesați de mine. Important este să fac așa fel încât cei care au nevoie să poată apela. Acum pe internet au toată documentația, încât, așa cum încă din 2011 au pornit Stupină pe tot ce realizasem eu așa ca filmulețe pe noua tehnologie, acum sunt destul de avansați și sunt apicultori adevărați, care au stupinii lor proprii. Ce să vă spun? Aici am venit cu niște caturi 3 sferturi, cum observați, că aveam ramele, dragilor, de la vagoane. Eu am lucrat cu cat 3 sferturi. Și nu știam ce să mă fac cu ramele acestea. Le-am folosit aici, acum, pentru că le aveam crescute și eram așa frământat. Băi, zic, ce să fac cu ele? Unde să le arunc? Nu. Ce să fac? Hai să le folosesc. Și le pun așa, nu mai este, când găsesc și Așa a fost înainte modelul, pe 5 rame în spate. Acum, iată-l pe 6 rame și ar trebui să fie roința aceea, dacă o știți voi și știți sigur, pentru două cate, pentru ramă întreagă. Așa s-au fost gândit. Nu se pot, performanța nu era Dumnezeu, nu totul deodată a ajuns, ci în dialogul cu Albina și discutând și făcând fel de fel de lucruri, ne dăm seama că trebuie să ne ducem și să perfectăm lucrurile. Deci, vreau să vă spun că am bucuria asta, că am reușit să duc la un anumit nivel, iar, dragilor, fiindcă eu vreau să trec la un alt proiect, acela cu școala și cu școala, visez, nu, tot timpul. Asta e starea de fapt a unuia care îl interesează foarte mult binele celor din jur. Visul meu este să ajung să fac lecții în direct, iată bacalaureatul vine a doua sesiune, sper să ajung să stau de vorbă cu cineva și să pot da drumul la pregătirea, nu cu o televiziune, pregătirea pentru bacalaureat, în varianta în care am eu, cum să spun, posibilitatea să prezint lucrurile aceea în care să-i fac să înțeleagă. Deci eu sigur spun că în 2-3 săptămâni de zile, într-un pressing, voi reuși să îi trimit pe foarte mulți pe Prof Online, pe toți cei care sunt interesați pe Prof Online și să trec la proiectul acesta. Și atunci vreau să vă spun că sunt gata, pregătit ca, sigur, în măsura în care vor apare cei care vor dori să intre în acest proiect, eu sper să ajung la cei care sunt decidenți și proiectul acesta să pornească cât de curând. Și atunci ramele din care le vând cu totul. Asta vreau să vă spun. Cu tot cu miere, dragilor. Deci nu mai stau pe gânduri, ci la 25 de lei kilogramul de fagure, deci rama cu totul 25-30, o să mă gândesc. Dar aici nu se mai pune problema, e naturală, nu e naturală, dragilor. Ia uitați, iată. Haideți să vedem aici. Am deschis așa unul. Și să vedeți cam ce... Când albina este toată până sus, e crescut așa, rama pot să aibă și câte 4 kg ramele asta. Deci, o ramă cu totul. Aș vrea să-mi închipui că cei care sunt doritori pot să ajungă, scotă ramele cu tot cu miere în rama complet dată. Așa am propus să fac. Nu am timp să vă scot mierea. Deci, sau cei care vor veni să cumpere stupii, îi dau cu tot cu miere. N-am scos nimic, nu scot nimic, că nu mai am timp, nu trec la celălalt proiect și ideea, dorința mea mare este să pot face cei lucruri de care lumea acum are mare nevoie. Da? Deci ce am făcut în apicultură îi suficient, pe noua tehnologie se pot descurca fără comentarii. Spuneam și într-un filmuleț anterior că cei care vor cumpăra 2-3 biostupi cu ajutor de la guvern, sper, nu știu, visez așa de aici, aproape că nici nu vine să cred că am așa un vis, dar eu așa sper. Cei care n-au nicio posibilitate să vorbesc. Și mai iau încă 2-3 biostupi de la Biorel, desfac, e treaba lor, scot mierea, au posibilitatea să ia mai mulți să o facă. Sigur, am vreo 100 de biostupi acum care sunt în starea asta de a fi vânduți. Deci linia asta de aici și linia cealaltă, amândouă, eu renunț la stupină. Asta vreau să vă spun, renunț doar când voi mai avea timp și, mă rog, mă voi întoarce și voi avea acolo 7-8 familii pentru casă, pentru... Dar deocamdată proiectul acesta cu școala, o școală mai bună ca afară, model și pentru afară. Asta mi-este ideea. Deci sunt foarte tare frământat să ajung să le spun că eu sunt capabil, sunt în stare să propun un proiect de școală mai bun ca afară. Model și pentru afară. Ne pleacă tinere cu copii, îndeoseb pleacă din țară, oameni valoroși, părinți cu copii după școală. Sesizând că școala noastră e prăbușită complet, atunci ei fac asta. Eu sper să reușesc să fac așa fel încât să-i putem opri. Nu știu foarte mulți că există Prof Online, nu știu foarte mulți că au lecțiile acolo, nici nu știu ce să află acolo. Păi sunt 1800 și ceva de lecții, mai sunt 270 de ore, 270 pe video manuale, unde am luat capitol de capitol și am făcut lucrurile în... cum să vă spun, din perspectiva mea, din punctul meu de vedere. Dar visul meu este să ajung să fac lecția din clasă, în clasă, cu natural, cu copiii, așa cum ați văzut lecția 250 și cât o să fie, 254, 255. Două lecții sunt făcute cu elevii din clasă, unde învățătorul s-a dat deoparte, am uitat în clasă și am făcut lecția, și la fel și profesorul. Asta în stiva cei de 1818 lecții. Așadar, dragilor, a apărut și lecția aceea unde eu mă strădui să vă arăt cum trebuie învățat cu Prof Online, folosind de eleva Ioana, care a venit și dornică să se apuce, pentru că zice, trec clasa 8-a, vreau să revăd materia de clasa 7-a. Ioana, ne ținem de proiect. În același timp, eu mă zbat să ajung să atrag atenția celor care pot decide. Cei care pot decide, sper să-i conving foarte repede. Mă opresc aici că treabă am foarte multă și vă spun că stați cu ochii pe Prof Online, că nu se știe cum reușesc. Eu simt așa că voi reuși. Asta mi este starea de spirit. Sigur, sigur, sigur. Așa, luminița de la capătul tunelului o întrezăresc. Și voi reuși. Urmăriți-mă. La revedere, dragilor!